Abordăm de azi o altă epistolă importantă scrisă de Apostolul Pavel și rămasă în Noul Testament ca model de abordare și punere în ordine a unei stări de neorânduială. Cu această ocazie facem cunoștință cu unul dintre orașele importante ale Europei secolului I, Corint, cel mai important din Grecia la momentul acela, după Atena, bineînțeles. Era o colonie romană și avea o populație eteroclită. Majoritatea celor ce locuiau sau tranzitau, căutând câștigul și distracția. Corintenii nu aveau o reputație prea bună în lumea antică, în principal din cauza imoralității, care afectase până și religia și filozofia lor. Apostolul Pavel ajunsese în Corint pe parcursul celei de-a doua sa călătorii misionare și dându-și seama că era un câmp mare de misiune acolo, a lucrat mai bine de un an și jumătate printre corinteni, punând bazele unei comunități creștine, de care s-a interesat și ocupat îndeaproape chiar și de la distanță, prin scrisori în principal corective. Pavel a scris prima epistolă către biserica din Corint pe când se afla în Efes, în cea de-a treia sa călătorie misionară, aproximativ în anul 55 al primului secol creștin. Apostolul a avut două scopuri când a scris 1 Corinteni. Întâi, să mustre creștinii de aici pentru păcatele flagrante pe care le tolerau în mijlocul lor, și în al doilea rând să răspundă întrebărilor și ignoranței lor cu privire la doctrina și viața creștină. Punctul central al epistolei este declararea supremației lui Hristos, domniei lui Isus. Este foarte important pentru noi să știm asta, deoarece aici se află rezolvarea problemelor. Vom vedea că El, Isus, este soluția pentru corectarea neregulilor morale, sociale și ecleziale. De asemenea, în această epistolă vom descoperi și adevărata doctrina învierii. Toate astea fac deja ca prima epistolă către Corinteni să fie una extrem de importantă. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să devii un sfânt? Îți suna imposibil? Da, într-un sens chiar este, dar în altele deloc. În majoritatea religiilor, oamenii devin sfinți prin trăirea unei vieți extraordinare sau pentru că au avut realizări excepționale, neobișnuite, chiar supranaturale. Dar în acord cu ce ne spune Dumnezeu, există o cale mai bună, mai simplă și mai sigură. Poți să te împaci cu Dumnezeu și să fii considerat sfânt, încrezându-te din toată inima în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. De fapt, doar așa, crezând în El și asemănându-te Lui, vei deveni cu adevărat sfânt. Mai mult decât atât, poți manifesta această sfințenie în relațiile și interacțiunile cu ceilalți oameni, în special cu cei mai apropiați din punct de vedere spiritual, frații și surorile din trupul lui Hristos. Ei bine, acesta era domeniul în care se manifestau neînțelegeri, disensiuni, confruntări în comunitatea credincioșilor din Corint. Ajunseseră să se divizeze din considerente care țineau de încredințări și practici, unele serioase, precum botezul, masa Domnului, dar altele absolut ridicole, cum ar fi care era cel mai admirat sau capabil dintre liderii bisericii. Ca să nu mai spunem că erau prinși în comportamente, obiceiuri și activități de-a dreptul păcătoase, chiar grozav de păcătoase. Să învățăm dintr-o asemenea imagine reală că păcatul ne duce în locuri și posturi în care n-am vrea și n-ar trebui să ajungem. Vom afla data viitoare că există însă speranță și soluții chiar și în situațiile aparent fără ieșire.